Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. De dimineața, oameni buni! Începem o nouă săptămână aici la Mesagerul de Neamț, știri din Neamț. Oameni buni, astăzi o emisiune în două părți. De la ora 8:45 vom intra în direct cu primarul de Piatra Neamț, Andrei Carabelea, pentru câteva minute. Până atunci însă, ce vreau eu este să începem să vorbim în această emisiune despre sistemul în care trăim și despre minciunile sistemului. Am trecut timpul umblatului cu mănuși, pentru că nu mai așteaptă nimeni nimic, se pare, în această țară. A trebuit să vină pandemia să ne dăm seama cât de goi sunt cei care ne conduc. Goi, goi, goi. Și câteodată sunt dezbrăcați și se vede că n-au făcut nici duș. De aceea, astăzi aș vrea să vorbim despre... Bine, să începem să vorbim despre sistemul în care trăim și despre minciuna pe care sistemul o generează. Practic, trăim într-un sistem bolnav, care e ca atunci când cineva are cancer, știți? Într-un sistem bolnav, cancerul se dezvoltă. Partea proastă e că sistemul în care trăim ăsta, al nostru, autohton românesc, cu care ne mândrim, este în așa fel făcut încât și cei care ar trebui să stopeze dezvoltarea cancerului ori fac parte din cancer, ori fac în așa fel încât să permită cancerului să dezvolte. Și aici putem să ne referim la ce vreți voi, dar astăzi vreau doar să dau câteva exemple. Cum trăim în minciună, cum tâmpenia asta numită corectitudine politică, apropo, dacă vreți să vă distrați, mai nou în celebrul Hollywood se fac filme în care apare așa o fetiță drăguță de culoare neagră care are ambii părinți albi. Infractorii toți sunt albi și personajele pozitive sunt negri sau, mă rog, galbeni. Este o tâmpenie, dar mă rog, trecem mai departe, revenim la noi. La noi lucrurile stau cam așa. Nu mai avem siguranța traiului de zi cu zi. De ce nu mai avem această siguranță? Pentru că legile sunt făcute să protejeze infractorii. Nu să-i pună la punct pe infractori. Sunt făcute să-i protejeze. O să spuneți cum sunt făcute să-i protejeze. Păi vă spun acum cum sunt făcute ca să-i protejeze. Să începem cu infractorii minori. Infractorii minori. 10, 11, 12 ani. O să spuneți cum, vai, săracii copii provin din familii care... Așa este. Așa este. Dar, până atunci, să spunem așa, că un infractor până la minor, tot infractorie, până la 14 ani nu răspunde pentru niciun fel de infracțiune pe care o comite. Nici un fel de infracțiune. De la 14 la 16 ani, răspunderea e limitată. Adică, dar are drepturi care sunt de neatins. Dacă unul din ăsta te omoară până în 14 ani, n-are nicio problemă. Îl duce undeva la un centru, păi îi dă drumul, ci că a făcut, cum se cheamă, consiliere psihologică. Să nu credeți că nu avem exemple. Avem o groază la noi, în Neamț. Vă dau un exemplu despre care scria Mesagerul, stați să mă uit când, prin august 2016. Trei puradei au intrat
la ora 5:30 într-un magazin. Undeva pe lângă Spitalul Județean Neamț, adică în centrul orașului. Și ce au făcut? Unul dintre ei a înșfăcat-o pe vânzătoare de lănțișorul pe care îl avea la smuls și a pus un cuțit la gât. Sărind peste tejghea. Mă rog. După ce înainte încercaseră și în alte magazine. Ce s-a întâmplat cu ei? I-a prins poliția și le-a dat drum. De ce? Că așa e legea. Cine erau? Celebrii frați Neda și un anume Leftar. Mai avem un caz. Istoric, ca să zic așa. Deci istoric, nu oricum. Ana Maria Tănase, mai țineți minte cine este? Este un personaj celebru. Celebru în Neamț. De ce este celebru? Pentru că a schimbat un șef de poliție. Cum a schimbat șeful de poliție? Păi șeful de poliție intervenise când această infractoare, că la vremea aia avea vreo 11 ani, a făcut ca o bătrână să jupă piciorul, a jefuit-o, s-a fugit după ea, șeful poliției a fugit după ea, și-a rupt telefonul, mi se pare că și-a pierdut și ceasul, și a prins-o, iar în sediul poliției i-a acordat o corecție. Corect că nu e corect să-i acorzi o corecție. Dar după, doamna Tănăsia, domnișoara Tănăsia, a continuat infracțiunile. Știți ce infracțiuni, la ce infracțiune a participat doamna Tănăsia? Domnișoara Tănăsia? Mai țineți minte un actor foarte cunoscut în Neamț, Ghenescu? La crima făcută asupra lui a participat. Era minor, ci că n-a participat direct, a asistat numai. Între timp, a colecționat vreo 40 de fapte, cel puțin. Acu, pentru că a jefuit de două ori un bătrân, este puțin la orez. Dar să nu vă faceți probleme, scapă repede. Acesta este sistemul. În același sistem, mai țineți minte, când noi aveam clanuri interlope la Neamț. Am avut clanuri interlope și le-am decapitat. Corect. Le-am decapitat, de fapt, s-au decapitat ei între ei. Și-au pus bombe, sau mă rog. Bun. Dar ce-au acumulat băieții ăștia? Le-a fost luat sau le-a rămas? Păi știți ce spune un domn judecător sau un om care aplică legea sau are grijă de legea? Domnule, legea spune că tot ce a acumulat legal, chiar dacă el făcea pe seara infracțiuni. Așa că orașele României au parte de investitori foarte cinstiți care stăpânesc spațiile comerciale, iau chirie cinstită. După ce, bineînțeles că le-au cumpărat întotdeauna cinstit. Vreți și alte minciuni? Avem cu carul în sistemul ăsta, pe care, ci că cu toții noi, acum, ne mândrim cu el. Suntem foarte, foarte mândri că avem un sistem care funcționează. Păi haideți să vedem. Vreți să mergem în politică sau să rămânem în zona asta? Păi dacă mergem în politică, toată lumea spune așa, politicienii fură. Bun. Politicienii fură și? Păi și se dau exemplu. Ăla a furat. Te uiți în dreptul lui și vezi ce e. Ce e băiatul ăla care fură? Păi zice, e pe funcție. Păi și dacă e pe funcție, de ce mai e pe funcție dacă fură? Zice, dar nu putem dovedi că a furat. Știm că a furat. Dar nu putem dovedi. Păi de ce nu puteți dovedi? Dacă știți. Păi de aia. Pentru că sistemul este făcut să-i protejeze. Vreți să vă dau un caz celebru? Este un caz celebru. Un fost prefect are o firmă în familie care trebuia să facă o școală.
De ce e cazul celebru? Pentru că în cazul școlii acelui există niște înregistrări făcute de către un organ al statului în care acel domn îi spunea unui alt domn pe funcție că știi, dă-mi mie lucrarea aia că de acolo scot eu să-ți plătesc împrumutul ție. Dar este un lucru perfect normal, se pare. Din moment ce școala nu-i gata nici acum. Nu mai vorbim că școala nu-i gata și că sunt probleme. Dar în rest, lucrurile sunt foarte ok. Deci, despre ce vorbim aici? Deci vorbim despre o țară care protejează, în primul rând, pe cei care fac infracțiuni. Mai sunt și alte exemple, dacă vreți. O mulțime. O mulțime de exemple pentru că... Uite, îmi vine în minte acum. În oraș, și mesagerul a scris de mai multe ori, și nu numai mesagerul, se vând la greu droguri. Și se consumă droguri la greu. Mai nou, avem un medic care cică avea droguri pentru consum propriu. Și pentru vânzare, poate, nu cred. Nu cred că pentru vânzare. Da? Deci, un medic care avem o groază de oameni chemați la audieri, care toți fac parte din zone interesante, din administrație, din alte părți. Când întreb, domne, dar de ce nu le facem la ăștia ceva? Știți, noi nu urmărim consumatorii ăștia mici și vânzătorii ăștia mici. Noi urmărim peștii cei mari. Ok, cât timp îi urmărim? Păi până dăm de peștele cel mare. Păi și până atunci proștii consumă drogurile. Și unii se îmbogățesc pe chestia asta, dar sunt supravegheați. Adică sunt supravegheați, știm cine, cunoaștem, 2-3 ani îi urmărim ca să putem dovedi ce. Îi prindem odată cu 600 de grame de droguri. De când? Când pică în plasă unul care are, știu eu, cum să zic, o influență asupra societății prin acțiunile sale. Subiect sensibil, nu? Dar așa e făcută legea. Îi protejează. Ce ar trebui să facem? Ar trebui să schimbăm lucruri, să nu mai suportăm lucrurile astea, că nu se mai poate. Înainte de a ajunge la domnul primar să-l întrebăm cum s-a acomodat cu primăria Piatra Neamț, încă un aspect. Și că acum se luptă pentru majorități în Consiliul Județean. Pe de o parte, Ionel Arsene și ai săi. Pe de altă parte, PNL-ul și ai săi. Și că PNL-ul, chiar dacă are majoritate simplă, nu e sigur că el și aliații săi, Pro-România și USR, USR și Pro-România, vor vota toți pentru ca să aleagă noi vicepreședinți. Nu sunt siguri. Deși au cei mai buni oameni pe listă. Așa se presupune că sunt. Nu doar cei care au dat bani, cei mai buni. Și atunci cooptează în această chestie PMP-ul. Da. Ăia pe care îi înjura toată lumea în campanie. Ăia care l-aveau drept exponent nou, după Bogdan Gavrilescu, pe Dragoș Chitic. Omul criticat de toată lumea, în special de PNL, că a trădat. Dixit, spunea cineva aici, orice vot pentru Arsenie este un vot pentru Dragoș Chitic. Cum va fi la ședința de alegere a vicepreședinților? Pentru că Dragoș Chitic este consilier județean, va fi consilier județean și va trebui să voteze pentru candidatul PNL de pe listă sau USR. Nu? Frumos! Iar la Piatra Neamț, pentru că le asigură o majoritate confortabilă la județ,
domnul Dragoș, domnul Bogdan Gavrilescu trebuie să fie viceprimar. Pentru că nu e așa, a dovedit că a fost un foarte bun viceprimar. A dovedit-o. Fiind un om care tot timpul a fost alături de domnul primar Chitic. N-au prea fost ei alături de oraș. Asta este o altă poveste, nu mai contează. Să vedem dacă reușim, sper să nu fi întârziat, am întârziat cu un minut apelul, să vorbim cu domnul primar Andrei Carabelea. În partea a doua emisiunii. Alo, bună dimineața. Bună dimineața, domnul primar. Bună dimineața, domnul Bănănescu. Și cred că suntem în direct. Suntem în direct, ca întotdeauna la ora asta. Suntem. Dați-mi voie să-i salut și pe cei care vă urmăresc și să le urez tuturor o săptămână minunată. La fel și dumneavoastră. Până atunci însă am o rugăminte. Cum, ca să spun așa, cum ați găsit primăria Piatra Neamț? Primăria am găsit-o așa cum o știe toată lumea, cu și cu surprize bune și cu surprize mai puțin plăcute. Cert este că trebuie să privim cu încredere și cu speranță că o să punem lucrurile rapid în ordine. Și mă bazez pe susținerea atât a unor colegi, cât și a cetățenilor. Că nu de alta, dar abia am fost validat de către cetățeni și îmi doresc ca în continuare să am susținerea fiecărui pietrean pentru că este nevoie de niște transformări în oraș. Am și după înțeleg. Cum poate ați reușit să și vedeți unele lucruri, se întâmplă pas cu pas. Bun, haideți să începem cu surprizele plăcute și după aceea să mergem și la cele neplăcute. Surprizele plăcute. Există oameni în primăria Piatra Neamț foarte dedicați, care nu vin doar la program, ci își fac doar la cafele, așa cum mai umblă vorba prin târg. Sunt oameni care își fac treaba cu foarte mare dedicare și profesionalism, cu competență și îi vom promova, pentru că am decis să demarăm o campanie atât care să stimuleze atât nivelul de implicare al colegilor și să oferim, să mergem pe principiul rolului model. Să promovăm acei oameni care performează în instituție pentru a-i arăta ca exemple în colectiv, dar și în public. Și anume o campanie Salariatul Săptămânii. Am înțeles. Eu nu pot decât să vă felicit că i-ați găsit așa de repede. Poate ne spuneți și cum i-ați găsit pe cei dedicați. Întrebând, știți, primul pas ca să afli lucrurile este să pui întrebări. Și astfel chiar am fost să aflu oamenii care sunt considerați de coechipieri, de colectiv, acei oameni care își fac treaba cum trebuie. Pentru că știți, în momentul în care cineva are o sarcină în plus de făcut, de regulă apelează la acel coleg care știe că se ocupă de acel lucru până la capăt. Și așa, în felul acesta am aflat și va afla și publicul, cetățenii din Piatra Neamț, că există astfel de oameni în primăria Piatra Neamț și vom promova mai mult și ne bazăm mai mult pe faptul că în felul acesta vom reuși să stimulăm o încredere mai mare în ceea ce privește instituția primăriei. Bun. Eu aștept și eu să-i cunosc foarte bine pe acești oameni. O să-i cunoaște și dumneavoastră. Deci eu chiar aștept foarte mult să-i cunosc, pentru că pe o parte dintre ei îi știu deja și aștept să-i cunosc pe cei care nu îi știu. Așa. Spuneți-ne care... Poate știți chiar mai bine decât mine. Nu știu asta. Nu știu că eu, în general, acord prezumția de bună credință un pic mai greu. Spuneți-mi un pic... Eu care... mă stăm în invers, dar fiecare... Fiecare are firea lui. Are stilul personal, da. Exact. Spuneți-mi un pic care sunt surprizele neplăcute. Despre surprizele neplăcute, ce pot să spun? Sunt foarte multe acțiuni, proiecte care
sunt în așteptare de luni bune și nu înțeleg de ce se întâmplă asta. Un exemplu este sensul giratoriu de pe general Vespelescu, pentru care am semnat deja ordinul de începere și săptămâna asta cu siguranță vor începe lucrările, astfel încât în maxim 4 săptămâni sensul giratoriu va fi gata. Voi avea săptămâna aceasta întâlniri cu responsabilii, cu direcția silvică și cu colegii din primărie care se ocupă de investiții pentru a demara într-un calendar stabilit de comun acord cu direcția silvică, sistemul de gospodărire a apelor, pentru a preveni inundațiile de la Vălen, că e mai ușor să prevenim și să corectăm torenții acolo decât să preparăm an de an și să intervenim post-inundații. Prin urmare, pe toate cele 4 puraie din Văleni vom interveni în această toamnă, pentru ca anul viitor oamenii să fie în siguranță și să nu se mai trezească cu apa și cu viitorile peste ei. Pe strada Stamatin, colț cu fermelor, știți că de fiecare dată când era o ploaie mai serioasă, se făcea acolo, se transforma toată zona într-un mini-lac. Săptămâna trecută s-a rezolvat problema și am amenajat niște puțuri în așa fel încât apa să se poată scurge și să intre în pânza freatică. Partea de datorie publică nu am să o pomenesc acum pentru că vreau să și am căutat soluții încă de a doua zi după data alegerilor. Am căutat soluții pentru a reduce din povara datoriei publice și săptămâna aceasta voi avea întâlniri la București, tocmai pentru a valida care dintre aceste soluții sunt mai bune. Adică bănuiesc că e vorba de un ajutor de la Fondul de Rezervă al Guvernului. Sunt mai multe soluții pe care le-am pus pe hârtie și vom vedea care dintre acestea stau în picioare. S-ar putea să fie fiecare să aibă o formă de susținere. Ar fi foarte bine să întâmple lucrul acesta. Ce ne puteți spune despre societățile primăriei? Ați avut ocazia să vă întâlniți cu responsabilii din societăți? Bineînțeles că am avut ocazia să mă întâlnesc cu responsabilii din societăți și voi avea în continuare și voi solicita în continuare astfel de întâlniri. Sunt convins că și dumneavoastră știți că sunt un om care merge pe eficiență și voi căuta să fac tot ce se poate pentru că aceste societăți să nu mai fie percepute ca nu știu, risipitori de bani. Găuri negre, se spune, domnul primar. Așa, găuri negre. Dar să știți că ele nu sunt găuri negre. Îmi pare rău că nu pot pune acum o fotografie făcută azi dimineață în piața centrală. Ele sunt în perioada asta de pandemie și focare de infecție pe lângă găuri negre. Asta și sâmbătă dimineața la prima oră am avut discuții cu domnul director de la Poliția Locală și în dimineața asta tocmai am încheiat o întâlnire cu el, obiectivul fiind tocmai acesta de a ne asigura prin toate instrumentele și pârghiile pe care le avem la dispoziție că se respectă măsurile de protecție. S-au luat deja primele măsuri, de fapt au continuat, vânzarea, de exemplu, continuă să facă de pe Caldarâm sau de pe șosea. Pentru că probabil că în felul acesta se vând mărfurile mai aproape de cadrul lor natural. Adică vin ciupercile de pe asfalt. În curând o să putem cultiva în asfalt ciuperci aici sau alte lucruri. Deci, de asta v-am rugat să ne spuneți despre societăți. Abia aștept și dacă veți dori acest lucru, să veniți în câte o emisiune, că câte un director de societate și să discutăm despre societate. Să discutăm despre societate și modul în care își fac treaba. De asemenea, o ultimă întrebare și după aceea nu mai insist. Ce ne puteți spune despre buget, proiectul de buget? Aveți vreo idee? Începem să lucrăm la acest proiect de buget. Am vorbit cu doamna director economic despre subiectul acesta. Sunt provocări și legate de bugetul pe anul acesta, în momentul de față, motiv pentru care... Asta e o surpriză sau nu?
Dumneavoastră cum o considerați? Pentru mine nu este o surpriză, dar... Bun, eu am să vă zic că pentru mine este, dar e în regulă orice surpriză și orice provocare este făcută să fie depășită, mai ales cele făcute cu mâna omului. Așa, am înțeles. Deci surpriza, să înțeleg, ar consta în faptul că nu se închide bugetul pe aici, pe acolo, nu? O să găsim soluții. Ce să vă zic în momentul de față? O să închidem fiecare problemuță. Oricum, trebuie să vă mărturisesc că putea fi și mai rău. Și la ce îmi spuneau unii cetățeni de prin oraș, mă așteptam la povești și mai rele de atât. Prin urmare, nu e nimic de speriat. Eu vreau să vă spun că încă timpul nu este trecut. De-abia ați intrat în primărie, așa că fiți așa optimist, e. O să mai aflați și alte lucruri. Deci fiți optimist, poate fi și mai rău decât acum. Bine, vă mulțumesc pentru participarea la acest scurt dialog și nu uitați, vă aștept cu orice director de societate, oricând, sau mă rog, poate ar fi frumos să vină să ne spună ce buget își fac pentru la anul, ca să vă puteți face și dumneavoastră un buget corect la primărie. Bineînțeles. Vă mulțumesc mie în sunet de provocarea dumneavoastră. O să vedem ce reacții stârnește mai departe. Eu sunt convins că nu va stârni reacții. Pentru că dacă ar stârni reacții, mâine ne-am întâlnit. Sau joi ne-am întâlnit. Dar altfel, n-are rău. Voi și pleca după cum... A, știu, mi-a spus... Vă aștept, vă aștept... Dar cu... poate vină colegii fără mine. Nu e neapărat să fiu eu prezent acolo. Sunt convins că au răspunsurile la ei. Și eu sunt convins că au răspuns. Întotdeauna au avut răspunsuri. Chiar și că atunci când societățile intrau în insolvență sau înstrăinau bunurile orașului. Acum nu mai sunt multe bunuri de înstrăinat, dar e mai greu să le administrez. Da. Ne oprim aici, vă mulțumesc frumos, cele bune, la revedere. La revedere. A fost Andrei Carabelea, primarul municipiului Piatra Neamț. După cum vedeți, are parte de surprize între ghilimele, că eu sunt convins că va mai afla și alte lucruri. Să reținem că și-a dat seama foarte repede care sunt funcționarii competenți și care merită promovați. Aștept panoul acela de onoare cu funcționarul săptămânii. Eu aș începe cu funcționarul mandatului trecut, dacă s-ar putea, și după mine unul singur se califică la funcția de funcționarul mandatului trecut, care trebuie, eu l-aș recompensa și cu o pensie specială, dacă se poate. Este vorba de domnul Fecic de la Patrimoniu, care a avut grijă de patrimoniul orașului în toate formele care putea să aibă grijă. De aceea suntem un oraș bogat, avem și ceva datorii, mai mari așa, dar nu contează. Bun, deci cam asta, așa stau lucrurile la Piatra Neamț. Domnul Carabelea, în schimb, ne-a dat și o veste bună. Se duce la București să găsească niște bani ca să mai scadă datoria. Acum este momentul, cât este guvernul PNL, să se facă lucrul ăsta, mai ales că, de ce să nu o spunem, avem și uși deschise în anumite ministere. Bine, nu putem vorbi aici despre lucruri necurate, vorbim despre lucruri la vedere, pentru că altfel am putea spune că se face, cum se cheamă ăla, trafic de influență. Nu e cazul. Piatra Neamț are nevoie de ajutor, pentru că unii și-au băgat mâinile până în coate în ceea ce a însemnat averea acestui oraș și au făcut-o fără jenă, fără milă, pentru că nu există milă aici, ci pentru că legea i-a protejat. Acum, mulți dintre ei îi vedem tot la bucate. Pentru că cineva trebuie să țină în mână cuțitul cu care se taie tortul și se împarte tortul. Un tort care, să nu credeți că nu mai oferă ingrediente bune pentru cei care au avut grijă ca acum tortul să aibă mai puțin zahăr, mai puțină cacao. Adică nu, are mai multă cacao. Are mai multă cacao. Asta este situația. Mai săptămânile trecute, un băiat deștept de la Piatra Neamț, care promitea la un moment dat, candidând apă gratis pentru locuitorii orașului,
apă gratis. Acum nu sunt capabil să ofere apă tot timpul și în cantitățile necesare. Dar ofereau apă gratis. A reacționat la un material scris de Mesagerul de Neamț, semnat de subsemnatul, în care vorbeam despre moștenirea lui Carabelea. Și arătam toate marile afaceri care s-au făcut, care au dus la sărăcirea bugetului. Și domnul acesta, pe numele său Andrei, care ne-a fost baci în perioada aceea, spune, domne, ce? Zicea, se reîncălzește o supă. El o spune de acasă, având în cămară tot ce îi trebuie de pe vremea aia. Pentru că a fost băgat într-o mie de mastapazâcuri. Cu totul. Și își permite acum. De ce? Pentru că o parte din prietenii săi sunt înapoi, la bucate. Minciunea sistemului sau un sistem mincinos, cam ăsta este. Pentru că e deja ora 9, ne oprim aici. Nu vreau să vă plictisesc foarte mult, mai ales că în curând începe campania electorală. Și o să-i vedem în toată splendoarea lor pe toți candidații care vor să vină în emisiune să ne povestească cât de frumoși, cât de deștepți, cât de puri, imaculați sunt ei și cât de buni suntem noi dacă îi votăm. Să-i votăm, nu-i așa? Cele bune, la revedere! O cafea pentru fiecare!